Bună tuturor! Am lucrat în câteva variante acești cercei cu diverse culori, aceștia în culorile toamnei, cu bleu-marenul acesta și argintiu, sau mai deschis. Am ales să lucrăm împreună acești cercei în culoarea aceasta oliv și portocaliu pentru a se vedea bine pe film. Vă fac o mărturisire, eu am mai de mult acest model de cercei și l-am purtat foarte mult. Îmi plac foarte mult cum vin, cum se poartă la orice ținută de zi mai ales. Am folosit pentru ei mărgeluțe Toho sau Miyuki, mărimea 11.0, această culoare Surepal Picasso, rondele 3x2,5 mm, culoarea aceasta portocaliu. Am mărgele mărimea 11.0, antic bronz și 15.0. De asemenea, folosesc mărgele mărimea 8.0, antic bronz. O perlă de 8 mm, o perlă de Mallorca. Pentru un cercel vă trebuie două perle la o pereche. Am tortițe din aceasta cu șurub în formă de romb și mai am nevoie de o za. Pentru za, prinderea ei și închiderea cu un clește cu fălci plate, o foarfecă, un ac numărul 11 și LB. Să avem spor! Mai întâi iau o mărgea de altă culoare, o folosesc stopper și o prind în partea de jos, las un capăt foarte mic cu care voi ține mărgelele. Și încep cusătura cubic raw, right angle weave, cusătura în unghi drept, cubică, cu 4 mărgeluțe mărimea 11.0. Să formez cubul cu cele 4 fețe și trec prin prima să le prind în cerc. Și apoi pe fiecare din această mărgeluță voi fixa pereții cubului sau unei camere. Și voi adăuga 3, 2, 2, 1, o mărgea. Pentru cine nu știe cusătura cubic raw, am pe canalul meu un tutorial pentru începători cu explicații mai multe. Deci primele trei le prind înapoi în această mărgea de unde iese ața, în sens opus aței. Am aranjat primul perete, trec la următoarea mărgea mai întâi și adaug acum două mărgeluțe pe care le prind de peretele din urmă și de această mărgea de unde iese firul. Continui pe circumferință la următoarea mărgea și adaug acum două mărimea 11, cea din urmă plus aceasta și formez alt perete sau altă unitate cubic raw. Și acum ridic fețele cubului și trec prin ultima mărgea din cele patru de la bază și prin cea din peretele lateral și una, două, treia, mai adaug una pentru această față sau perete și le prind în cerc pe toate. Și apoi ultimele patru, acestea, le prind și pe ele toate circular, trec și strâng. Am format astfel prima unitate, primul cub cu 6 fețe. Cercelul se începe de undeva de aici, se merge 4 unități, apoi se schimbă direcția, se adaugă
alte 8 unități aici în total cu prima, apoi schimbă mărimea mărgelelor cu aceste 8-0, cristalele acestea rondele și prinderea se face înapoi aici. Fiind foarte flexibil, moale așa, acest unghi drept care se formează va deveni ascuțit și ia această formă de picătură a cercelului. Cea de-a doua unitate, cub, peste cea care am făcut-o prima, iau trei mărgeluțe, apoi adaug în continuare două. Și iar două cu cea din urmă, avansez la cea de bază sau podea, încă două mărgeluțe prinse de cele două și apoi ultimul perete de pe partea aceasta, unde mai trebuie o singură mărgeluță. Și le prind pe toate, formând și această latură. Ies în sus la partea aceasta, tavanul, cum ar veni, care va fi podeaua pentru următorul cub. L-am prins pe toate cele patru și încă două cuburi din acestea. Le fac în afara camerei și revin. Am realizat 4 cuburi. Ele se numără astfel 1, 2, 3, 4. Și acum schimb direcția și voi construi aici, pe această latură, nu în continuare aici. Deci aici. Și adaug astfel 3 margeluțe prima dată. Avansez la următoarea și adaug aici alte două. Pe circumferință la următoarea mărgea, încă două mărgele în aceasta culoarea mărului și ultima mărgea de la bază. Adaug aici încă una și am format și această perete de pe direcția schimbată și le unesc pe toate cele patru de aici din vârf. Și în continuare voi plasa altă unitate, merg în continuare peste aceasta cu alte cuburi, alte unități, cu aceeași tehnică de lucru și în continuare merg drept. Am realizat astfel pe această direcție 8 unități, începând din vârf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iar acum urmează o unitate mărimea 8, 0, 3 unități lucrate din cristale din acestea rondele, încă o unitate mărimea 8-0 și apoi încă 3 de mărimea 11-0. Deci acum adaug mărgeluțe mărimea 8-0, mai întâi 3. Nu mi-am luat suficiente aici. Mai adaug margele mărimea 8 merg la următorul 11 la bază și adaug la fel aceeași țesătură două margele 8-0 următoarea mărgea și adaug alte două mărimea 80, deci doar schimb mărimea mărgelelor și același lucru, la fel se lucrează. Încă una
Și apoi trec în partea de sus și le prind pe toate cele patru. Apoi schimb iar mărgelele. Puteți folosi ce culoare vă doriți, cum vă place. Trei mărgele mai întâi, rondele. 3. Trec mai departe și adaug 2. Acum alte 2 rondele, 3 ori 2. Mai întâi avansez pe circumferință și adaug alte 2 rondele. Trec prin ultima mărgea rămasă și în sus și am una, două, trei, mai adaug una pe această latură și formez ca întotdeauna unități de câte 4, ca la cusătura rau, și apoi le unesc pe toate acestea, ultimul perete, ultima față a cubului, partea aceasta de sus. Și în continuare încă 2 cuburi din acestea de rondele, unul de 8 și trec la din acestea de 11, revin și vă arăt câte unități am lucrat. Am realizat, deci, în total 3 unități cu rondele, încă una cu mărgele mărimea 8-0 antic bronz și una, două, 3 unități, 3 cuburi cu mărgeluțe mărimea 11-0, culoarea aceasta Apple Picasso. Și în continuare voi prinde, deci, 3 unități de aici cu 4 de aici, fac 7 pentru a ajunge la 8 cât pe cealaltă latură, mai e conexiunea care se mai adaugă o unitate. Trebuie așezată cât mai corect să fie toate laturile în sus, conexiunea corectă pe aceeași direcție și iața iese de aici din acest 11, mai iau 1 și prind de cealaltă parte. Apoi încă o mărgea ca la cusătura rau și fac o unitate ro. Astfel. Și merg pe această latură în continuare. Și adaug câte o mărgea. Una de aici, 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 cele 3 le unesc și pe această parte. Avansez apoi pe circumferință la următoarea. Și adaug și aici o mărgea mărimea 11. Prind cele 4 și pe această latură. Și ultima, pe dedesubt pe aici, sunt cele 4 mărgeluțe, 1, 2, 3, 4, care le voi prinde astfel încât nici nu se va observa unde am făcut această conexiune pentru a termina cercelul frumos. Nu vă speriați dacă se văd ațele printre mărgele, acestea se vor acoperi, deoarece pe partea din interior voi adăuga mărgeluțe mărimea 15-0 și pe exterior 11-0, acestea antic bronz, la fel și pe cealaltă parte. Deci în continuare am ajuns aici cu firul. Adaug pe partea din interior mărgeluțe mărimea 15-0 în fiecare locație din aceasta formată între unități. Le prind între ele.
și în vârf la fel. Merg în continuare fără cameră și vă arăt aici cum se așează între ele. Și în continuare am ajuns la această unitate de culoare oliv, Picasso acesta. Adaug și aici 15 și apoi toate aceste mărgele mai mari de 8 și rondelele le prind între ele fără să adaug nimic în această zonă. Trec doar cu acul. După această mărgea mărimea 8, strâng bine și adaug aici mărgeluțe mărimea 15 de jur împrejur. În continuare până la ultimele și ultima adăugată. În continuare trec prin mărgele și în dreapta și prin aceasta și pe cantul acesta în extremitatea laterală către exterior adaug mărgele mărimea 11. La exterior în fiecare dintre aceste mărgele Picasso câte o mărgea mărimea 11 până aici în această zonă unde adaug ultima mărgea mărimea 11 și o prind în cea de 8 și apoi în zona aceasta adaug mărgele mărimea 8. 1, 2, 3, 4 și apoi încep cu 11 iarăși. 11. Să văd dacă e la fel. Și termin de jur împrejur cu mărimea 11. La fel procedez și pe cealaltă față a cercelului de jur împrejur. Mărgeluțe mărimea 15, 11 și 8 în partea de jos. Iată, am completat pe ambele fețe de jur împrejur mărgeluțe 11, 15 și în partea de jos 4, 8, 0. Și acum am firul aici, iese în prima mărgea mărimea 11 Picasso de lângă cele de jos. Și voi prinde perla de 8 mm, trec prin ea, la fel intru în cea prima mărgea Picasso de lângă cele aurii de aici. Și apoi o așez, mă întorc prin ea și înapoi, acum de jos în sus, în această mărgea mărimea 11 Picasso. Și acum trec înapoi prin perlă, trec cu acul pe spate după ce am făcut prinderea pe partea aceea. Și acum fac prinderea de această mărgea de pe această față, la fel, și în partea cealaltă prind și aici la fel de această mărgea Picasso. Am prins și de față și de spate de mărgelele corespunzătoare în aceeași direcție. Mai bine în spate și apoi urc prin mărgele și fac câteva
și fac câteva noduri aici cu ața dintre mărgele, astfel. Buclă mică, strâng, merg mai departe, pentru siguranță merg înainte și înapoi printr-o unitate din aceasta, printr-o cruciuliță, pentru a încheia în siguranță piesa aceasta. Și aici iau ață dintre mărgeluțe. Mai mic nodul și apoi strâng bucla cât mai mică și apoi strâng și tai aproape. Ne revedem să montez tortiță. Pentru tortiță am această za deschisă. O voi prinde aici în vârf de această mărgea Picasso, iată, zaua, prind inelul de la tortiță și apoi o închid. Și gata, cercelul meu, sper că vă place. Aștept și de la voi reacții, comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă aștept la un nou tutorial. Pe curând!